Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Hai să fim super! Așa cum v-am obișnuit, o nouă legendă. Invitata mea din această seară este lidera handbalului românesc, Narcisa Lecușanu. Narcisa, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Bună seara și mă bucur și eu mult pentru invitația Narcisa, în, în cartea ta autobiografică, povestea a vieții mele, spuneai că prima ta numărătoare a fost în drum spre școală, a fost cea a stelelor. Povestește-ne un pic de amintirea asta. Da, aș vrea să rectific puțin. Prima mea numărătoare a fost cumva în căruță, la bunici, stăm pe fân, uitându-ne sus spre cer, destul de târziu, mergând spre casă, număram stelele și 1, 2, 3, 4 și uite așa nu mai sfârșeam până ne ajungeam acasă. Și cred că aia a fost prima numărătoare și cumva dorul de bunica. Pentru că bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, s-a dus destul de vreme, dar ne-a iubit enorm și de câte ori eram la ea în vacanțe, era minunat. Erai foarte atașată de ea, nu? Da, toți, da, de da fapt. toți, copii. Noi suntem cinci frați și toți cinci am fost foarte atașați de bunica. De fapt, ea a ajutat foarte mult pe mama și toate vacanțele noastre, când eram copii mici, erau la ea și era minunat. Adică să te joci cu lutul, să dai mâncare la rațe, să faci cu ea acolo. Asta să ai tai. Învățat de la ea, nu? Da da, da. E viața de la țară, știi cum e, știi să fii om, să fii bun. Toate valorile astea n-aș vrea să le pierd niciodată și aș vrea să le transmit copiilor noștri. Cum erai tu alături de frații tăi? Știu că mai e o soră, de sunteți două fete și trei băieți. Exact. Cum a fost copilăria ta? Erai așa un copil mai zvăpăiat sau erai mai cumințică? Uh, nu, cred că între, nu pot să zic că am fost foarte zvăpăiată. Um... Eu și Iulian uh, suntem apropiați ele cu doi ani mai mare decât mine și Florin mai mic decât mine cu doi ani. Noi trei cumva am făcut uh, gașca nebună din casă. Fratele meu Edi, pentru că tot uh, uh, i-am mintit că am, uh, mai am frat și o zoră, e mai mare cu 10 ani, iar Cam e cu 7 și cumva ei erau uh, destul de mari față de noi și nu da. prea mai locau timp uh, nebunilor noastre de copii. Uh, ei doar se ocupau ca noi să învățăm, să, că e nevoie să învățăm, să ne educăm pentru a deveni ceva în viață, că așa am trăit. Nu se poate să nu învățăm. Și cumva eu, Iulian și Florin, făceam nebuniile casei, să zic așa. De la scoateoale, în bucătărie, tobe, formații. Da, exact, nebunii. Nebunii noi trei nu mai conteneam în a da, produce surprize în casă. Dar a fost foarte frumos. Cum să zic, în... Simplitatea aia de atunci, pentru că uh, am avut așa, am retrăit o revelație când Mariana Gorcica, cea care m-a tot împins să scriu cartea și cu care am scris cartea, mi-a zis la început, zice, ok, hai să vedem cum era Crăciunul în familie, cumva chiar în preajma Crăciunului ne-am apucat de manuscris și zic, wow! Ce să zic despre Crăciunul de atunci, când așteptam cu mare drag să vină punga de la fabrică, de la mama și de la tata, zic, um, și eu uit așa, cu, curioși și ori putea să citească în carte. A fost frumos, a fost frumos pentru că ne-am iubit foarte mult și părinții noștri, atât cât au putut ei, pentru că părinții mei sunt surdomuți, ne-au oferit dragostea, dragostea care n-a contenit niciodată să se oprească și asta a fost minunat pentru noi. Iar noi, ulterior, am știut să ne ajutăm unul pe alții, să ne educăm și cumva să devenim ceva în societatea asta. Foarte frumos, vorbești cu atâta drag de, de familia ta, de frații tăi. Uh, și uh, ai mai scris în carte, ai povestit în cartea ta autobiografică despre o întâmplare, destul de nefericită să zic așa, Acum că ai fost sau era să fii călcată de tren explică puțin. Ah. da. Acum, pentru că ai mei deja au vorbit undeva prin 2005 despre această întâmplare. Când eram copil, trei ani jumate, cred că aici în jurul vârstei de trei ani jumătate, am ieșit afară cu fratele meu, Edi, și el avea ca și ca lui de băieți, da. să meargă la fotbal. Și tu după el, și repede. Da, dar nu în grijă lui m-a lăsat mama. Întotdeauna A, ah, okay. uh, Cami sau Edi uh, erau cumva... Noi eram în grija lor când ieșeam afară. Și locuiam undeva în cartierul Letea, că sunt din Bacău, și foarte aproape de șinele trenului care, marfar care ar fi trebuit să iasă din fabrică cu marfă. Da? Și cumva șinele -alea, pe șinele alea nu se circula decât noaptea foarte rar ziua și odată s-a întâmplat să fiu și eu. Și ceea ce n-am spus în carte și mi-am adus aminte cumva și zic, Doamne, ce inspirație a avut mecanicul locomotive a fost chiar Gavrilă, omul care ne-a botezat pe toți cinci. Și nu știu cum Dumnezeu l-a inspirat și a dat uh, acea inspirație de a ridica acea lamă. Nu știu dacă ați observat, uh, locomotiva are o lamă și care se ridică. Și a ridicat-o la timp și eu am rămas între șine și asta-i povestea și mergem mai departe viața mea. m avut așa un înger păzitor care, uite... Te-ai între noi trecut. Peste mine, da. Eu am fost între șine. Deci eu am fost, eu mă jucam, aveam o găletușă și cu pietrele dintre șine, mă jucam acolo. <laughs> dar și să câte vieți ai? <laughs> nu știu. Ca să știu. No. Nu știu, mă iubește Dumnezeu, chiar nu știu, dar n-a fost să fie atunci, pentru că probabil mai am o menire aici. Asta Place, clar. Îmi plac, oamenii, ajut oamenii și cumva probabil că trebuie să mai fac lucruri din astea. <laughs> da, am rămas între șine cumva și a trecut trenul Marfar după foarte mult timp pentru că n-avea intrare în gară, în fine. Pe care am ieșit de acolo și am fugit repede în casă. Și în casă aveam o canapea care era uh, nu chiar aproape de perete, între perete și canapea, un loc foarte mic unde eu m-am trăit acolo de frică să nu mă certe. Deși acasă da, nu da, ne da. certa nimeni niciodată. Uh, cumva se discuta tot timpul. Bine, știi că asta nu e bine? De ce ai făcut? Nu știu ce. Copil fiind, știi cum e. Încerci da. să le faci pe toate. Și... Um, M-a luat mama repede și aia ăla a fost, nu știu, un moment extraordinar, că nu ți-a zis nimeni nimic. Totul e bine, nu știu ce, și la, la cap încă mai am un semn. Era eram de sânge. Deci eu am ridicat la un moment dat capul și da, da, da. O da, mai trei ani, încă, care la trei ani și jumătate s-a întâmplat uh, chestia da, asta. Dar da, uite că ai ținut minte, știi? Da, a da, fost mi o o traumă foarte bine uh, întipărită în minte și încă mai am așa ca o vedere. Uh, lumea S-a adunat, stai acolo Astea erau cuvintele care mi-au rămas în minte Stai acolo și o mare de oameni Stai acolo, stai acolo cumva Dar n-am cum să le uit Pentru că mult timp m-am gândit La situația asta Zic, mă, puteam să nu mai fiu Și mai fac mișto cu sora mea Dar uite că mi zic, ce zici, mă, nu mai aveți Băi, taci din gură, cum a fi Că te iubești, nu știu ce Clar te iubește Dumnezeu Și el a știut care e menirea ta aici și practic la 10 ani pășeai pentru prima oară pe terenul de handbal și sport care te-a făcut să urci pe podium la mondiale și la olimpiade. Cum ai caracteriza o tu pe micuța Narcisa? Um, cum să zic, cumva sunt norocoasă, chiar mă iubește Dumnezeu, pentru că în Bacău aveam model, echipa de handbal știința Bacău, mm -hmm. niște fete care jucau extraordinar de frumos și jucau în cupele europene. Uh, făceau deplasări în străinătate și tot și însă am cum chestia asta Da, îmi auzei. chestia asta. Camelia, sora mea, a făcut și handbal. Da, te uh, ambiționat uh, chestia asta uh, că am sora făcut ta la școală. Da, 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 a făcut handbal. Mi-am dorit și eu foarte mult. Mi-am dorit și eu foarte mult. Am cochetat puțin și cu basketul la Bacău uh, la școală, uh, volei, pentru că mergeai un pic după profesor și la un moment dat am avut o, o doamnă profesoară care a făcut volei și uh, cumva sala fiind foarte mică, fetele rămâneau în sală și băieții se mergeau afară în, sala, în curtea școlii, jucau fotbal, și noi, când rămâneam cu doamna, aveam volei. Când rămâneam cu domnul profesor, și eu aveam handbal. Da, nu știu, cred că am fost făcută un pic pentru handbal, că Dumnezeu m-a hărăzit și cu niște calități fizice, fără să lucrez foarte mult da, 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 pentru da, da. ele. La început, mă refer, că după aia a fost o muncă titanică, adică, cu foarte multă muncă. Și cum m-aș caracteriza, aș spune că sunt o luptătoare. Um, Asta mi-am dat și mai târziu seama, uh, încerc întotdeauna să găsesc soluții și să rezolv problema, dacă e problema sau exercițiu, dacă e exercițiu. Și cumva, cred că faptul că nu mă las ușor bătută și faptul că nu spun că altcineva a greșit sau altcineva... Da. Nu, ok, suntem în situația asta, cum o rezolvăm. Și atunci uh, îmi dau seama că, uite, o inspirație, un om care are o altă idee și cumva... Se combină lucrurile așa frumos încât zici Bă, wow, s-a rezolvat Uite și pentru carte, am refuzat de uh, foarte mult timp Și cumva, la un moment dat, îi zic Marianei După ceva timp, cred că ani Zic, băi, uite, se vorbește și la Federația Internațională Acolo unde sunt în membru executiv Și la Federația Europeană Unde eram în în, într-un bord și am fost și în executiv Despre rol model, model, despre storytelling și așa mai departe Și zic, băi, zic, lumea întreagă are nevoie, văd da. că de așa ceva și cum a zis, bine, hai, gata. Și deci, de când tu ai simțit că ai ceva de spus, de povestit, de lăsat. La început în urma am zis că, a... că nu o să citească nimeni, dar uh, faptul că am mai mers speaker la câteva companii și am văzut că lumea din afară este sportului foarte interesată. se regăsește uh -huh. cumva în poveștile sportivilor, dar cu teme directe, uh, nu știu, lucru în echipă. Uh, Asta mi-a mi plăcut la fel foarte mult, decizia pe muchie de cuțit, pe cu... iar în, exact. în sportul nostru deciziile sunt doar pe muchi de cuțit. Avem un regulament da, în așa da, fel încât, da. dacă nu ești smart la momentul potrivit, pierzi, că n-ai ce să faci, da. Ca în viață. Deci, cumva, cred că sportul te pregătește pe, pentru viață. Și mi se pare fascinant pentru că așa poți crește, poți crește și tu. Am avut foarte mulți invitați și, uh, practic, și eu și cei care ne, uh, ne urmăresc, ne-am dat seama de un anumit lucru: că sportul dezvoltă foarte mult caracterul omului, uh, ambiția lui și uh, te face să fii, nu știu, chiar și în viață, mult mai punctual, mult mai serios. Uh, ai o latură pe care nu are toată lumea obișnuită, știi? Păi dacă Pentru o antrenezi. că ești într-un antrenament, ești obișnuit într-un antrenament zilnic uh, și să îți dovedești tu că poți mai mult și te dezvoltă ca personalitate și ca om. Și tu, practic, la rândul tău, dai mai departe, dai copiilor tăi. Exact, da, așa este. Sportul te antrenează să fii disciplinat, să ai un program riguros, mai ales sportul de echipă, pentru că, la un moment dat, ora fixată este ora fixată pentru toată, pentru lumea, toată nu, lumea, nu numai exact. pentru tine. Da. Poate că la antrenamentele sporturilor individuale, pentru fiind sport individual, mai poți decide, nu știu sigur asta, dar cum. La cel de echipă nu. Dacă nu ești la timp, ai întârziat. Da, la antrenament. Da, da, clar, da. dacă nu, antrenamentul începe și fără tine, da? Dacă nu ești la timp, meciul începe. Erai da, pe dacă nu ajungeai la. la nu la mi s-a întâmplat, mi s-a întâmplat o singură dată. Eram la Cometal, uh, în, uh, la Scopie, în Macedonia, deși Dumnezeu să odihnească, din păcate, Bogdan Macovei, antrenorul nostru, uh, nu mai e printre noi, uh, de curând uh, a plecat uh, la cele veșnice. Și. Uh, îmi vorbea numai în Macedonă, zice Narcisa, fii atent, facem un pact, îți vorbesc numai în Macedonă, pentru că trebuie să înveți repede. <laughs> M-am uitat și zic, am venit ieri, da. că n-am cum să așa repede. Și la un moment dat okay, am destul de repede am învățat cifrele și într-o zi a schimbat ora de antrenament și n-am înțeles, clar. <laughs> Și am venit, uh, flower power, uh. zic, aule, fetele sunt sală, ce s-a întâmplat? Păi, zice, tu n-ai înțeles e... Păi zic, nu, măcar când schimbați, vă rog eu să-mi spuneți și mie ce mi Stai linișită, hai, hai. Da. <laughs> păi zice, vezi că am schimbat. Nu, dar pe o parte mi-a prins bine, pentru că am învățat destul de repede Macedonia și cumva am putut să fiu și eu, că îmi place mm -hmm. foarte mult să vorbesc în comunicativă, să ies cu colegele și adică n-a fost o barieră limba și mi-am dat seama uh, cu timpul Mergând în mai multe țări, jucând în mai multe țări, cât de important este să le știi limba și să le vorbești pe limba lor să nu că există un interlocutor. Da, foarte este mult extraordinar de bine, da. Și cumva, uite, că mi s-a întâmplat. Mi s -a, nu, bine că nu s-a întâmplat la un meci, așa, la un antrenament a trecut peste, mai ales că a fost și incidentul că nu am înțeles limba, efectiv, și nici nu mi-a zis, a, mi-a zis că a uitat și n-a fost chiar așa problemă pentru că oricum, mai rămâneam la antrenamente individuale și așa mai departe, adică. Cumva tot a fost ok. Dar nu mi s-a întâmplat să întârzi la antrenament. Nu. Tot timpul cu 15-20 de minute înainte de ora fixată. De exemplu, am avut echipe la care trebuia să mergi mai devreme cu jumătate de oră. Să te pregătești, să-ți faci stretching. Da. Și în momentul în care începea antrenamentul, deci tu erai pregătit fizic de antrenament. Da, asta de exemplu la Luzelin, la... în Germania. Pentru că antrenorul meu era doctor ortoped și el venea la fix, noi trebuia la fix să intrăm cu motoarele turate și nu poți cu motor turat de la, din primul minut, deci ai nevoie de încălzire și uite acolo mergeam mai devreme să pentru că trebuia să-mi pregătesc fizicul că eu, eu îmi știu durerele, durerile eu îmi știu uh, potența și cumva, uh, uite și asta m-a învățat sportul, uh, să fiu și propriul doctor, care e limita Uh, și cred că performanța te învață să-ți depășești limitele, să -și depășești cumva atunci limite, când da. tu nu mai poți, ai un biciitor numit antrenor unde zice, hai încă un minut, la viteza asta, cu tempo ăsta și așa mai departe. Ei și acolo sunt uh, autodepășirile, dar tot ce e cât de cât antrenat e confortabil și pentru fizic și pentru minte. La un moment dat ai vrut să te dedici vieții monahale. Ah, este da. adevărat acest lucru? A să știi că nu mi-a dispărut gândul. Da, m-am gândit. M-am gândit, oare o fi liniște? Cum e? Cum e să stai într-o chilie, să citești, să faci ascultare? Noi, oricum, sportivii, cred că ne tăiem voia foarte mult. Adică când toată lumea, nu știu, are o nuntă și ești invitat, tu s-ar putea să ai mici în weekendul ăla. Da, da, Și, bă, îmi pare rău, asta e. Trimi și eu cadoul meu, gândurile mele și la revedere. Deci, cumva, na. Uh, m-am gândit, m-am gândit, dar părintele meu duhov mi-a zis să stau ei soro liniștită <laughs> și să ne mai rugăm puțin. <laughs> da, dar nu mi-a plecat să știi ideea asta. În continuare mă întrebare cum o fi. Cred că fiecare situație e uh, cu provocările ei. N-aș spune că e miere acolo, dar... Nimic fără Dumnezeu? Da, 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 da. E clar, mi-e clar. Deci nu am niciun dubiu că... Uh, nu mă iubește Dumnezeu și că lucrurile nu se întâmplă cu voia divinității, pentru că um, și copiii uh, i-am uh, primit destul de târziu, dar am um, jucat, nu, nu pot să zic, uh, dar mi-a dat, adică undeva cumva parcă nu, nu mai prea speram, că aveam 37, nu, când am făcut-o pe Maria și. erai tânără, da. <laughs> mă, nu știu, um, uh, cumva când faci sport de performanță, și ești femeie, e da? greu să te oprești, nu a fost ușor. Sunt piedici, sunt o, tot felul de provocări da. Din partea familiei Și cred că nu te sunt... și gândești, uite, mai pot, hai încă un an Da, încă să un an, e ultimul da, an da, 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 Stai da. că nu, încă n-ai câștigat Visul următor așa a fost Parcă să câștigi o liga campionilor Și întotdeauna m-am gândit că am făcut parte Din echipe foarte bune Uite, la la ICA Am jucat împreună cu cinci daneze Care în 2004 au ieșit campioane olimpice Și Dar la momentul ăla Erau foarte multe echipe bune Care se băteau pentru titlul și a câștigat cu UPA campionilor și a fost foarte greu semifinale am jucat numai cu Olchimă am jucat finala în 2010. Deci, cumva, nu știu, uite, vezi, câștigarea asta cu Pei n-am avut-o, dar... Am avut alte satisfacții, știi, cum ai uh, un meci te urcă sus în rai, un altul pierdut te dezamăgește până te cobori, în iad și tot așa, adică dintr-o extremă în alta. Uh, dar e frumos pentru că cunoști culturi, întâlnești oameni din toată lumea și uite, iar mă iubește Dumnezeu și eu am rămas în mediul ăsta, da? imediat după ce m-am retras, am venit în să lucrez în federație ca director tehnic uh, alături de echipa domnului președinte de atunci, Cristian Gațu. și la fel am învățat foarte multe lucruri. Îmi place foarte mult în birou, între hârtii, legislație și așa mai departe. Deci, pentru că mă întreabă lumea ce, de ce nu antrenor? Nu știu, de ce nu antrenor? Pentru că îmi place mai mult partea asta. Și, ca antrenor îmi place foarte mult, mai... am avut foarte multe acțiuni de promovare a mini handbalului, făcute pentru copii. Îmi plac la fel copiii foarte mult. Eugen Cucu, Dumnezeu să ierte, a fost primul tău antrenor? Da, el a fost primul meu antrenor la. A fost cel cub... mai important antrenor al tău? Da, da. Clar, de departe zic că a fost foarte. Pentru că am fost uh, un copil. Uh, nu știu dacă ciudat, nici nu știu cum să mă caracterizez la acea vreme. De ce? Aveam, îmi puneam foarte multe frâni uh, înaltă, slabă. Da. Orice lucru nou care ar fi vrut să-l încerce cu mine, gen, uh, să aruncare la poartă din săritură cu, peste o bancă. Deci, întotdeauna exista și obstacole. Uh, oh, eu nu pot. Și deja nu mai. Îmi puneam bani. nu, eu nu pot asta. Dacă mă lovesc, dacă mă împiedic, dacă nu știu ce. A, și le mă, mă ridica bariera. Da, da, exact, exact. Uh -huh. Adică, a avut răbdare, n-a zis poftim, nu vrei. La revedere, du-te tu acasă la tine, că eu mai am aici încă 20 de fete cu care pot să fac treabă. Nu, întotdeauna băi, zice, tu o să ajungi jucătoare. Nu zice, hai că poți, hai că... Și uite așa, pas cu pas, după aia, nu știu, plonjoanele, că apropo că eram înaltă și să... Și când trebuia să faci un plonjun într-o stogolit, de-abia mă culegeam, mă dureau toate, genunchi, coate, nu știam să cad. Foarte greu, foarte greu. Dar a avut răbdare, de-aia zic că a fost foarte important, pentru că el a avut răbdare și a crezut în mine. Și în faptul că voi face la un moment dat treaba asta. Și uite că le-am făcut la un moment dat. Narcisa, care este povestea vieții tale? Uh, trebuie să las cititorul să tragă el concluzii, pentru mine e o mare bucurie că a provocat așa o bucurie în rândul oamenilor, cel puțin pe cei care i-am întâlnit până acum Am primit deja și recenzii, da foarte frumos și cumva gând frumos și de la domnul George Lașcu din America care mi-a zis că Imediat trebuie să se producă un documentar și deja am intrat în contact aici cu oamenii ai filmului. Și, mă rog, suntem în fază de proiect și sper că într-o zi să se întâmple și filmul. Cel puțin de la cei care au citit cartea, am înțeles că sunt foarte multe povești care pot inspira toate păturile sociale. Și asta este un lucru minunat. Asta e și ideea. Exact, ex da, asta e și ideea. Uh, clar nu am o rețetă ideală, pentru că fiecare are drumul lui în viață și, uh, uh, dar undeva, cumva, Parcă poveștile noastre se uh, contopesc, da? pentru că, uite, uh, am început o caravană și cumva la Unești am ajuns cu cartea și acolo uh, am întâlnit o echipă de handbal de fetițe, de junioare, ok Unești. O fetiță a venit la mine după ce am stat, am dat autografe, ne-am îmbrățișat, ne-am fotografiat, așa cum e frumos, și mi-a zis, știți ceva? Uh, vreau să vă întreb ceva și mi-a fost rușine să vă întreb când au fost întrebările cu public. Zice, cum ați învățat să vorbiți prin semne? Pentru că și bunicii mei sunt uh, surdomuți și eu nu știu să vorbesc prin semne, știi? m-am uitat așa la ea nu m-a mai întrebat nimeni, nu? Și zic, wow, zic, e bună întrebare. zic, eu așa am crescut, zic, eu așa știu. Uh, dar dacă vrei și tu, cumva de-aia și foarte mult, cumva stând mai mult timp cu bunice... Păi vedea că sunt semne logice care nici nu au nevoie de explicație cumva. Și mi-a zis că bunice sunt, ea e la Onești, bunice sunt cumva la Ploiești da. și e mult mai greu, păi te puțin timp împreună, dar uite, vezi că iar o chestie, deci mama ei trăia ceea ce am trăit eu și așa mai ia copil fiind, deci și cum Cumva oamenii cred că se găsesc în poveștile altora și eu probabil că m-aș regăsi în poveștile altora și eu am citit autobiografii, dar îți spuneam și mai devreme, Jen, am înțeles că e prima autobiografie a unui sportiv român, că nu sunt, sunt doar cărți scrise de jurnaliști împreună cu sportivii, cu sportivii și da. cumva întrebări-răspunsuri n-au dat povestea. Și atunci a zic, bun, haide să fiu o deschizătoare de drumuri și m-aș bucura din suflet să mai existe sportivi pentru că avem vorba în România sportivi care ar foarte, putea să-și să pună gândurile pe hârtie și cumva să ne ajutăm tinerii noștri. Și se se vede că și la noi se poate. Nu trebuie să fii în America sau nu trebuie să fii în Franța. Clar, sau în da. Și întotdeauna da, în veți fi niște exemple pentru generațiile viitoare. Dar vreau să te întreb un lucru ca să facem așa o tizuire în ceea ce privește cartea ta. Care a fost cel mai greu moment al vieții tale? Uh, momentele au fost multe grele. Fuh. Mi s-a mai pus întrebarea asta, dar de fiecare dată am răspuns altfel Pentru că depinde probabil și de starea mea uh, Au fost grele momentele cu operațiile uh, Nu știu, poate chiar divorțul um, Eram singură între străini uh, Nu m-am așteptat uh, uh, Sunt multe așa, dar uh, Ai avut între... un moment în care ai zis Gata, astăzi mă opresc? Da, da, deci uh, și chiar și atunci când m-am retras Eu am știut și nu am uh, mai prelungit absolut deloc uh, momentul retragerii după ce am făcut a doua operație la genunchi, eu am rămas fără cartilaj în genunchi pe condile exterior și, mă rog, începea să se franjurească destul de mult și am zis, stop, gata, eu vreau să merg și există viață și după performanță și cred că e suficient și cumva mi-am pus și eu un standard foarte înalt faptul că mi-am dorit foarte mult să joc numai la echipe care jucau în cupele europene. Ceea ce a fost mai <laughs> da, mai târziu m-am gândit că zic, am regătat, regretat, și așa cumva niște off o, o ofertă, oferte. cel puțin de a pleca în Spania. Mi-ar fi plăcut să ajung în Spania pentru a învăța limba. Eu recunosc că, okay. în primul rând, pentru a învăța limba, <laughs> pentru că, nu știu, sună mie bine, deși vorbesc limbi imposibile. Mi-ar fi plăcut și spaniola. Nu, nu vorbesc, înțeleg ca tot românul foarte puțin. <laughs> Da, cam astea, dar n-aș ști să că sunt multe momente care, știi, ajungi la limite și zici, bă, gata, stop, nu mai pot, nu mai vreau, dar o iei de la capăt, m-a ajutat și vârsta, da, aici când am zis stop și a fost, ia aveam și o vârstă, m-am retras la 34 și un pic, deci cumva era suficient, nu trebuia să mai trag de fizic și cred că corpul nostru îți spune, bă, e suficient și... A fost un moment, cred că cel mai bun moment când am zis stop. Narcisa, eu vreau să spun un lucru foarte important. Tu ești o persoană care poate fi oricând un exemplu pentru noi, pentru generațiile viitoare, pentru orice fată care își dorește să aibă o carieră în domeniul ăsta și vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și să-ți mulțumesc pentru acest interviu minunat. Cu mare drag și îți dăruiesc din suflet o carte și sper să A, o, aștept o citești. Să o și așteptă recenzia! <laughs> cu mare drag, mulțumim! Da, cu mare drag!